rațiunea zilei îi dăm play, să spun așa, în câteva secunde. Salut, Cătălin, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ai venit! Ce faci? Toate bune? Da? Da, un pic, a fost un pic fomică. Ah, ok. Am mâncat. Am înțeles. Ce să facem? Uite, suntem fericiți, am petrecut și noi până în zori. Cine am petrecut până în zori? Noi ăștia care ținem cu Dinamo. Așa? A, da, că povesteam mai devreme despre petrecerea lui Verstappen până în zori. Am avut și noi motive din august. Cum ați luat titlul mondial. Da, exact. Deci nu știați cum mai arată o victorie. S-au deblocat lucrurile, de aici nu ne mai oprește nimeni. O să vină victorie după victorie. Poate câștigați campionatul. E... De Crăciun, uite, s-a întâmplat minunea asta, sau în apropierea Crăciunului. Păcat că vine pauza, că acum eram dezlănțuiți. Da, de vreo că după 1-0 cu Chindia, dar Doamne ajută la toată lumea. Da, sunt foarte curios ce vești ne aduce astăzi. Mergem pe TikTok, cred, dar ne spune Cătălin mai multe imediat. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Excluderea din magistratura judecătorului Cristi Danileț s-a stârnit o sumedenie de reacții și reacții politice de această dată. Ministrul Justiției, domnul Cătălin Predoiu, spune că prin această excludere CSM și-a asumat un gest foarte riscant, adică a riscat foarte mult, asta spune dumnealui, pentru că o evaluare asupra activității personale a unui judecător, o evaluare atât de rigidă, va trebui aplicată de acum încolo tuturor celor care lucrează în această profesie. Ne poți explica puțin, eu nu am cont de TikTok, ce s-a întâmplat, de la ce a pornit totul, pentru că toate lucrurile duc spre social media, ca să zic așa, activitatea domnului Danileț de acolo, domnul Danileț nu e judecătorul acela tipic la cravată și foarte serios. E un tip atipic, să zicem. Ar trebui să fie excentric. La cravată și... Nu neapărat, dar există în codurile magistraților o anumită indicație către un tip de reținere, adică nu poți să faci chiar ce trece prin cap, dar în ce sens? În sensul de a avea un comportament moral echilibrat, de a nu te asocia cu anumite persoane, de a nu fi văzut în public, știu eu, băut sau făcând tot felul de fapte contra bunelor moravuri sau ceva ce este din echilibrul vieții obișnuite. Sunt niște recomandări cu un aspect general care le recomandă reținere în multe ipostaze, știi? Acum, sigur că astea sunt la limită în ce-l privește. Ce imagini au fost astea? Stă într-o piscină și face exerciții de karate. Eu cred că la actuala dezvoltare a lumii nu e chiar un capăt de țară. Asta te întreb dacă e la cravată. Nu e la cravată, e în slip. Nu se vede nici măcar slipul. Mai e un clip în care taie gardul viu, un gard viu de ăsta foarte înalt, cu un ferestrău electric, special de ăsta pentru garduri. Așa. Dar înainte de a-l tăia, face niște mișcări din astea, nu știu... A la Bruce Lee? Cum ai văzut un Chainsaw în filmul ăla cu drujba, adică zice că ar avea o drujbă în mână și să face înspre cameră, mă rog, o copilărie din asta, știi? După care începe să taie gardul într-un mod ăsta mai brusc, așa, mai... Ce să zic? Mai sunt și altele din... Da, pentru astea a fost că alea mai vechi apăruseră din tinerețea lui. Bun, nu, mie unul nu mi se pare, adică... Mie mi se pare că... Da. O să spun o răutate, dar mi se pare că e din același film cu domnul Câțu, cu... Da, dacă vrei, da, și hai să zicem că îl judecă Superman pentru treaba asta. Este exagerat, tu spune toată lumea, pentru că dacă te uiți la alte tipuri de comportamente din spațiul public al unor judecători sau cunoscute, nu la nivel național. Danileț era cunoscut la nivel național, de ce? Pentru că el a fost o voce pentru reforma justiției. S-au opus modificărilor codurilor penale, așa cum erau făcute de guvernarea Dragnea. S-au opus modificărilor din justiție de la data respectivă, ordonanței 13. Și, de asemenea, s-au opus înființării SIJ, milita pentru desființarea ei, adică păstrându-și opiniile într-un cadru juridic, dar care de foarte multe ori a fost asimilat cerului politic. Unul dintre lucrurile pe care îl făcea el, de exemplu, avea un fel de cursuri pentru tineri, un fel de webinar, așa, în care făcea educație civică cu grupuri de tineri și le explica cum funcționează instituțiile statului, ce trebuie să ne așteptăm de la ele, suplinea un tip de cultură care nu exista în societatea românească. Asta, el a fost privit de foarte multe ori ca
un agregator politic sau ca un influencer politic, deși pentru asta n-a fost niciodată judecat, înțelegi? Tocmai asta este chestiunea stupidă aici. Nu a fost judecat cu asupra de măsură pentru fapte care puteau să dea semne de întrebare. În schimb, în momentul în care l-au prins cu două clipuri, l-au executat, ceea ce pare absolut stupid. Se pare puțin stupid, nu stupid, ciudat momentul. Mai mult decât... Nu, pur și simplu l-au prins. Acum nu e un moment aparte. Poate doar dacă stai să cântărești că în statul român avem la președinția Comisiei Juridice din Camera Deputaților o doamnă care, exercitându-și profesia așa cum trebuie, a fost totuși avocată unor grupări interlope și al cărei soț are probleme cu diverse afaceri și apare și într-un dosar penal și sunt o serie de dezvăluiri în presă care se ridică multe semne de întrebare, în timp ce un judecător care se joacă pe TikTok este dat afară, adică statul român operează cu niște măsuri pe care nu prea le înțeleg oamenii onești. Cine sunt oamenii aia și ce vor ei de maniera asta? Ce mesaj vor să ne transmită? Păi, stimați cetățeni, la conducerea secretarului general al guvernului a fost pus un cetățean care a avut o condamnare penală. Da? Și aici n-a fost o problemă. Iar cetățeanul ăsta care iar se joacă pe TikTok, o fi având păcatele lui, este dat afară din profesia lui. Nu e definitiv, va face apel. Rareș Bogdan de la PNL spune că e o rușine. Grupul pentru Dialog Social spune la fel că este un moment rușinos pentru România. Și sunt câte și mai câte reacții. E ca și cum, pentru foarte multă lume se interpretează așa, e ca și cum l-au așteptat la cotitură după ani de zile și au hotărât să-i facă treaba asta, care și din punctul meu de vedere este cel puțin exagerat. Ce bine că n-am piscina acasă. Mulțumesc, că în cazul nostru e simplu. Noi avem voie în piscină, dar pe noi ne judecă publicul. Cum ar fi fost să ne judece, știu eu, pe un CNA-ul? Depinde ce ții în mână, știi? Da, exact. De la drujbă. Mă rog, mulțumesc mult, Cătălin. Mai comentăm la Europa FM și te așteptăm mâine la România în direct. Auzi tu? Vine Crăciunul. Happy holidays, everyone. La Europa FM.